Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat săptămâna trecută campania națională de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, precum și încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile captarea, tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate. În urma controalelor au fost descoperite mai multe nereguli care ar fi putut pune în pericol viața unor angajați, fiind aplicate și amenzi. În cadrul acestei campanii de control au fost efectuate 7 controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 52 de deficiențe pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale. Principalele deficiențe identificate au fost lipsa balustradelor de protecție în scopul prevenirii accidentării lucrătorilor la locurile de muncă unde există acest risc, lipsa acordării echipamentului individual de protecție, lipsa instrucțiunilor proprii pentru completarea și sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, lipsa semnalizării minime de securitate și sănătate în muncă, lipsa unei copii a contractului individual de muncă la punctul de lucru, lipsa pontajelor și lipsa programării concediului de odihnă. Pe lângă deficiențele identificate, s-a aplicat un număr total de 46 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 amenzi în valoare totală de 13.000 de lei. Amenzile aplicate au fost pentru lipsa montării tuturor balustradelor de protecție în scopul prevenirii căderii lucrătorilor, pentru nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, au existat conexiuni electrice în zone unde exista mediu umed, și pentru lipsa elaborării instrucțiunii proprii pentru completarea și sau aplicarea reglementelor de securitate și sănătate în muncă.